Salutare echipă și bine ați venit la decernarea premiilor Robotescu! Cum pentru ce? Pentru jocul nostru de Fortnite. Hai să vedem care câți Robux și-a primit. Dar înainte de asta vreau să vă spun că am făcut un nou server de Discord pentru toată lumea, așa că vă puteți invita acolo și prietenii și bunicii și pisicii și căluții de mare pe toată lumea, pentru că o să facem o nouă comunitate pe Discord. Dacă folosiți Discord, acesta este linkul pe care o să-l pun și în descrierea filmulețului. Oricum, hai să vedem câte jocuri avem de analizat. Hei, he, câteva pagini de jocuri. Avem de jurizat chiar un Fortnite care... Asta cred că e Fortnite matematică, pentru că cineva și-a fotografiat tema de mate și a pus-o la, iconita iconița jocului. Așa că hai să-i dăm drumul. Uite, o să începem cu Petru Go 2, dar hai să vedem ce poate crea un copil de 8 ani de la noi din echipă. Wow! Nici n-am intrat bine și deja am dat peste o reclamă. Pentru că unul dintre premiile pe care le acordăm aici este pentru marketing, pentru reclamă. Și îmi place, deci îmi place. Cum am intrat în joc, cum am văzut reclama asta? Super tare, punctez maxim aici. Ia să vedem ce avem pe aici. Wow, Super, asta e făcută 100% de tine. Robotez cu home. Băi. Băi, îmi place. Ia uite, și o canapea, și un șemineu, un televizor. Sunt făcute de tine. Super tare. Super. Bravo, felicitări. Deci pentru robotez cu home și chestia asta, deja de cum am intrat, am intrat unde trebuie. Așa, asta pe asta am mai văzut-o și la alții, așa că nu știu care de unde v-ați inspira cu treaba asta, nici nu mai ui la ea. Wow, tot reclamă. Tu punctezi bine la reclamă. Bun. A, te-ai pus pe tine și pe mine. Păi da, mă, dar nu-i frumos așa mare. pune nu eu mai mare decât tine. Dar apreciez oricum. și robotesc cu City. Wow, super, super idee, super, super, super. Băi, cred că avem un câștigător la reclame. Și motocicleta asta probabil că pe aici poate să facă curse. Ok. Oh, iarăși. Iarăși reclamă, iarăși o casă făcută de tine în întregime. Bun. Cu niște roboți înăuntru. Sunt curios dacă fac ceva roboții ăștia. Dar pe unde intru? Pe geam? ok, hai că vedem. A, ah, de aici încep jocul. Ok. Da, super, o benzinărie, bun. Și mai uite ceva aici, ia să vedem aici ce e aici. Băi, muntele ăsta seamănă cu un ursuleț. Fii atent, nasul, ochi, ochi, cu un animăluț drăguț. Ai putea să faci asta să fie așa fața unui animal, năsucul și ochișorii? Cred că ar fi super. Ia uite o peșteră ce e aici. Wow, i-ai pus și lumină. Ok. Super. Super, super. Aici cred că e un loc bun de tras cu sniper. -ul. Ia să vedem un play here. Sniper. Up. Puf. <gâng> Da, super, ia, mai e ceva aici. Ia să vedem ce e asta. Tup, 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 tup. Ce avem noi aici? Cu o rază, cu un laser, ce? ce e asta? Băi, îmi place, nu spune că ăsta e un bim. Băi, îmi place, îmi place maxim treaba asta aici. Asta e ceva secret. Deci îmi place, îmi place și ca game design. Ai 50 de robux la game design. Îmi place și ca reclamă încă 50 de robux. Bun. A, ah, uite, ai pus și cascade. Și un foc de tabără. Ok. Hai să vedem scripturile. Script. Așa, ah, astea nu sunt făcute de tine. Ia să vedem. Astea nu sunt făcute de tine. Nu, 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 nu. Multe scripturi la soldați. Băi, ai mult soldați, nu? Ok. La televizor. Asta nu e. Asta nu e făcut de tine, dar oricum. Bag seama că poți să pornești televizorul. Poți să dai click pe televizor și poți să pornești televizorul. Sau să-l oprești. Tare. Hei. Și nu îmi spune. Fii atent idee. Dacă tu poți să pornești televizorul, ce-ar fi să pui o imagine cu robotescu când pornește televizorul? Ok. Trambulină. Nu, asta nu e făcut de tine. Ăsta da. Ok, cărămide, exact cum am făcut la curs. Bun, bun, ia să vedem unde e ăsta. Asta e ușa. E ușa din casa robotescu. Wow, super, și ce face? A, se mișcă. Bun. Băi, mă bucur foarte mult că ai folosit scripturile pe care le-am învățat la curs. Ia să vedem asta. Da, și ăsta e tot din curs. Bravo. Ia să vedem cine e. Aaaa! E lava. E lava. Când te atinge lava... Ha! când te atinge lava... Bye, bye. Bun. Super. Deci, un alt script de la curs. Până acum două scripturi de la curs. Și ăsta... Asta e la de te soldați. Ia să vedem unde l-ai folosit. Ai, le ai intrat de în casă. Excelent. Te felicit că ai folosit scripturi făcute la curs, ceea ce înseamnă că le-ai înțeles și știi când să le folosești. Eu zic că meriți încă 50 de robux și pentru programare. Așadar, 50 programare cu 50 game design, cu 50 pentru reclamă, 150. Și cu like-urile, ia să vedem câte like-uri ai primit, a jucat ceva două favorite cu 3 like-uri, cu 5, 5 cu 150, 155 de robux. Să-i cheltuiești cu folos. Hai să-ți dau un direct acest premiu. Revenue, payouts, one time payout, adică o singură dată. Și pentru go 2. Ești developer, tu ești, e bine. Ok. Și Robux, 155. 155 de Robux au zburat chiar acum către tine. O să ajungă în câteva zile, pentru că din America până în România o ia așa un pic pe la Polul Nord, o mai ia pe la Mare, pe la Munte, da, ajung ei până la urmă. Eu sunt extrem de bucuros că avem o super echipă, de la cel mai mic până la cel mai mare faptul că avem o echipă tânără și deja am ajuns la nivelul ăsta înseamnă că în curând o să reușim cu siguranță să facem super jocuri de top în Roblox. Următoarele concursuri pe care le vom face or să fie pe echipe, pe echipe mici. Hai să o luăm acum rapid prin alte jocuri pentru că nu vreau să ne întindem prea mult. Ia să vedem gamerul tehnic. Băi, îmi place treaba asta ca reclamă. Bun, dacă îi mai făceai să mai și vorbească era o treabă. Dar, pentru reclamă, prin faptul că te-ai pus pe tine, pe mine și pe cine te-a ajutat la jocul ăsta aici, pe hartă, bun, 50 de robux, ok. Ăsta ce e, Google-ul ăsta aici? E ca un obi? Ia să vedem. Da, super, îmi place, ok. De deci ce ca un obi sau cineva poate să-și construiască să ajungă până sus aici? Pentru că aici sus va găsi ceva recompense. Nu steagul României, super. Ce e aici? Ceva un picnic. A, băi, așa. Foarte frumos, corect. Ce poți să faci în Fortnite decât să mănânci ceva la picnic, la iarbă verde, nu? Ia să vedem și pe Mems account cu Fortnite-ul lui rusesc. Cu tankuri. Și din câte îl știu eu pe Mems, probabil că pe undeva există o bombă nucleară ceva. Da, nici nu trebuia să o caut foarte mult ia să vedem aici ce avem ia ce e ăsta uniform giver mm -hmm. click part script ce face ăsta a, caută dacă ești îmbrăcat și îți creează dacă n-ai, dacă ai, ți-l dă jos pe la pe care l-ai și te îmbracă, pardon, scuze, 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 scuze te îmbracă în tricou. Deci, dacă ajunge aici, îți dă uniforma asta pe tine. Băi, îmi place. Îmi place să ai un loc secret unde să ți se dea o uniformă când ajungi sau să ți se dea ceva. 50 de Robux pentru game design. În rest, văd că n-ai făcut mai nimic. Bun, hai să-l vedem pe Justin. A, ah, sunt în balon, ok, și aici ai pus sigla cu marketing, băi, îmi place, îmi place faza asta. Deci pe marketing am văzut că ai făcut niște lucruri interesante. Și aici din nou cu sigla Robotescu, ok. Ai făcut treaba, a, ah, și pe aici tot cu Robotescu. Băi, îmi place, îmi place că ai pus în multe locuri. Ok, dar la tine cel mai mult și cel mai mult vreau să văd partea de programare. Așa, da, uite un script. O, oh, ce frumos, Local Zig. băi, e perfect, simplu și perfect. Nu e cam curs, e făcut de tine, 100%, se vede clar, deci pentru faptul că tu ai făcut de la zero scripturi, îți dau pentru programare. Ia să vedem acum pe 2D Slayer. Ah, frumos. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Robotescu. Ai auzit? Mai citesc o dată? Don't forget... Ah, stai să citesc în română. Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube, Robotescu. Pentru că urmează multe alte concursuri. Bun. Hai să vedem aici ce avem. Deci asta tare. Bun. Ah, acum a dispărut. Dar a rămas asta aici. E ok. Asta nu v-am învățat la curs. Înseamnă că ai descoperit-o singur. Ceea ce este super, super, super ok. Oh, ai pus o plajă. Frumos. Hai să vedem ce e la plajă. E cineva care face plajă? Nu. Ia uite, are și un generator. Poate rămâne fără curent aici. Corect. Uite, un roboțel drăguț, drăguț. A, superb. Superb. Deci cred că ești singurul care a pus lucrurile în folder. Deci ăsta este folderul plajă. Corect. Exact. Opa, ce e aici? Uite, asta mă duce cu gândul la, la niște pirați. Foarte, foarte frumos. Și aici înăuntru, ce e înăuntru? E ceva... A, un par, dacă atingi, te atacă soldații. Super! A, soldații ăștia. Care au aici și un pat. Și un felinar. Băi. Băi, e deci super tare. Deci când intri aici... Ia, hai, tre trebuie să testez chestia asta. Uh, play here. Ia, soldatul nu are nicio treabă cu mine acum, pentru că e departe. Corect. Ia uite cum patrulează. Ceva se mișcă foarte greu, dar nu asta contează. Și când am intrat la el, pâc, 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 pâc. Superb. Mai ai cascadă, mai ai... Sunt convins că mai sunt și alte lucruri de descoperit pe aici. Dar pentru mine e clar. Premiul de artist se duce la tine. Așadar, 50 de robux. Hai să-l vedem și pe Andrei M. Interesant, ai făcut o cursă de motociclete în Fortnite. Și cu ceva obstacole, treci prin foc, prin cactus, prin pereți ăștia. Da, e ok. Îmi place. 50 de robux pentru game design. <laughs> Tare treaba asta cu săgețile, băi, du-te mă, joacă-te acolo, mă, lasă Fortnite-ul, trebuie să te întreci cu motocicletele. Și Fortnite matematică, să vedem despre ce e vorba. A, ah, gata, știu despre ce e vorba. Asta e o versiune de început, de început. Eu am văzut aproape ultima versiune la cursul trecut și din timpul cursului deja am dat Robux pentru game design jocul să trebuia să fie plin de planete pe aici și te jucai Fortnite între planete, era, era ok, era 50 de Robux pentru game design. În rest o să primiți Robux pentru like-uri și pentru following. Așadar, nu uitați de canalul nostru de YouTube să vă abonați, nu uitați de canalul nostru de Discord unde puteți să intrați și să fim împreună să comunicăm, să facem lucruri împreună. Și cu bine până la concursul următor.